Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 173 din 366. Eu sunt Sorin Veșteman și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Cărțile de joc pe care le vedeți pe zid au fost decise chiar de către voi prin comentarii unde va ajunge fiecare, așa că dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu cu rândul și coloana de pe zid. Foarte important este ca acel loc să nu fie ocupat, așa că uite atent. Astăzi ne uităm la pachetul Souls, creat de către Cristian Pestrițu. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Am primit acest pachet de la Cristi acum foarte, foarte mulți ani. A fost o perioadă când eu locuiam în Vâlcea și veneam pe la București și mă mai întâlneam cu el. Și când mi-a spus că și-a scos pachetul, eu am rămas pur și simplu stupefiat, nici nu venea să cred. Avem Cristian Pestrițu Souls, avem logo-ul lui, C și P, 86. Presupun că e anul lui de naștere. Pe una dintre margini, printed by Taiwan Playing Cards, produced and distributed by Bomb Magic, iar pe cealaltă parte by Cristian Pestrițu. Sub cutie logo-ul lui. Toată cutia este foarte fină, întunecată, negru și doar acest auriu. Nu este nimic embosat, dar este o cutie foarte fină. Nu este acel finisaj de pe cutie Bicycle. Diferă eu și un pic așa spre mat. Iar deasupra pe cutie din nou CP Souls. Hai să deschidem cutia, să vedem cărțile de joc. Pe spatele cărților de joc, foarte simplu, două triunghiuri, logo-ul lui și sus și jos, în oglindă, Cristian Pestrițu și sus 86 și jos o cruciuliță, spate la alb, în rest doar acele logo-uri, îmi plac cum se văd pe spate, se simt super mișto la atingere cărțile, dar întâi le vedem pe față și pe urmă facem ceva eventuale cu el. Primul Joker, foarte subțire scris pe ambele colțuri, un cap de schelete. Parcă urlă, sunt în oglindă, unul este pe negru, iar unul este pe acest auriu. Și avem cărțile de joc, avem XY la această popă de treflă. La damă avem XX și cu părul roșcat foarte drăguț. Juvete cu pipă. Iar știu că ce avem aici reprezintă cumva jobul sau interesul acelei persoane, dacă nu greșesc. Hai să vedem dacă am dreptate. Avem trefele frumos, foarte mișto aranjate, ce mișto spuse 4 și 1 a 5 separatul, 4, 3, n-am uitat de mult la acest pachet, avem și trefla, avem popa de inimă roșie, dama de inimă roșie, juvetele, chitară frumos, cărțile de inimă roșie sunt aurii cu un contur negru, îmi place și fontul de pe colțuri. Ok, avem 4, 3, 2 și 1, spartă inima roșie, el este Cristian Pestrițu și a pus aici o bâtă, damă, dentist, vedeți, și juvete cu bușcoci, vânătorul din Oz. Avem și trefla cu acest design, super drăguț, și pe trefla avem mare logo-ul CP Souls, exact ca pe cutie. Din nou este el la popa de rom, cu un whisky în mână. Sunt plăcerile omului, n-avem cum să le condamni. Avem și juvete de rom și, din nou, foarte mișto aranjate. Toate pipurile, asul de rom spart, ciocării vi-am prezentat. O să pun cărțile extra deoparte. Posibil să meargă la așteptări la evantaie, dar vedem. A mers undeva de nota 8, dar cred că e din cauza că eu am folosit aceste cărți, că le simt un pic utilizate. Cred că alunecă el de nota 10. Să vedem și pe spate, se vede mult mai mișto. Zici că am un pachet alb. Să vedem și la evantale cu câte o mână. Dar îmi plac cum se simt solide așa în mână cărțile. Avem primul evantai și al doilea. Acestea sunt evantaile. O să iau un evantai foarte alb la evantaiul dublu. Da, mă enervează că ar trebui să-l dau cu pudră pachetul pentru că l-am utilizat. Îl simt că e de la mine, nu de la pachet. El se simte foarte mișto în mână. Pe margine cărțile de joc sunt foarte fine. Se simt special și mișto la dribble. Îmi plac pentru dribble, să vedem și la springuri. Ok. Super. Se rigide de cărțile, dar ai control foarte bun pentru springuri. Hai să le vedem și la cardistry. Deja le simt controlul foarte bun și îmi plac pe spate cum arată cărțile. Absolut superb. Vreau să mai fac încă unul.
să vedem și cum sare o carte. Foarte bune pentru aruncări. Excelent, se vede și designul pe spate când se învârte cartea. Îmi place foarte mult pachetul CP Souls, cu siguranță îl recomand să punem pe zid, hai cu el. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Laposinho pe rândul 12, coloana 1. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 15, 14, 13, 12 și coloana 1. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet de cărți de joc pe zid și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. După cum te-am obișnuit, ne revedem mâine la următorul review, până atunci eu îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!